În anul 1933, când și-a întocmit testamentul, regina Maria a cerut ca, după moartea sa, inima să-i fie depusă în capela pe care o construise pe malul mării, Stella Maris de la Balcic, iar trupul să-i fie înmormântat în necropola regală a mănăstirii Curtea de Argeș. Regina Maria își doarme somnul de veci aici, la mănăstirea Curtea de Argeș. Inima ei însă este într-o casetă de argint și va fi dusă în curând la castelul Peleș. După moartea reginei, la 18 iulie 1938, regele Carol al II-lea împreună cu fiul său Mihai au îndeplinit dorința testamentară. Inima reginei a fost așezată într-o casetă de argint de formă octogonală, care a fost introdusă într-o casetă de bijuterii de argint aurit gravată și ornamentată cu pietre prețioase, primită cadou de nuntă în 1893. Casetele au fost depuse cu toate onorurile în capela Stella Maris de la Balcic. După cedarea cadrilaterului în 1940, caseta cu inima reginei a fost luată de la Balcic de către principesa Ileana și așezată la castelul Bran într-o capelă ridicată în acest scop după modelul celei de la Balcic. În 1974, casetele au fost transferate împreună cu alte bunuri culturale în administrarea Muzeului Național de Istoria României. Caseta, care este clasată în categoria juridică tezaur, va trece din administrarea Muzeului Național de Istoria României în administrarea Muzeului Național Peleș. Trupul reginei se odihnește în mănăstirea Curtea de Argeș, într-o criptă aflată lângă cea a regelui Ferdinand.